Ce cu lingura, însă ok, dacă vrei să te ajut, îți tai eu bucățele mici-mici ca să fie mai ușor să mănânci. Vrei să mănânci tot? Da, mă bucur. Cum se vezi bucurându-se? Mă, deci nu vine să cred, m-am dus să iau mâncarea de la când debarasam. Nici firnituri de pâine n-au rămas, frate. Mulțumim, Ana. Să aveți poate. Pentru tine. Frișca. Frișca este înăuntru. Vrei? Păi trebuie să fac, este un fruct care se cheamă Physalis. Vrei să mă duc să aduc frișca? Hai că mă duc. Vă aduc, promit. A fost foarte gustos. Și a zis că dacă o așteptăm să ne facă frișcă, hai ne aduce. Ioana merită să câștige. N-am mai mâncat niciodată așa frișcă. Brânzică dulce cu stafide cu verișoare. Păi topping de ciocolat. Și ăsta e fructe de pădure, făcut un sos. E bună. Da, e bună? Da. Vă place? Da. Da. Ați mâncat și portocala indiană, să vă răspund mie? Sunt cei mai buni la sfârșit. Cu totul așa se mănâncă, da? Bag și cu așa? Da. Nu mă crezi, nu? E bună. Ba da. În mod special mănânc gurciuri, mi-a plăcut că a fost și prima oară când am mâncat, tiramisu, merită trăiască. Hai, Traian! Cum au fost rotitele? Cu ciocolată. A fost foarte bun. Gătește foarte bine. Clătita am mâncat. Dar ciorbă așa bună și pilaf cu șnițel nou. Am avut ocazia. Sper să câștige Alex concursul. A reușit fără să taie tabla, a reușit să scoată. Chiar sunt curios când dracu a făcut. Stai mă, dacă v-ați pierdut încrederea în Victor. Cum a reușit Victor? Cu această uneltă minunată, care se îndoaie. Am băgat-o ușor, ușor, am tras-o puțin și... Bravo, maestră, dar trebuie să le scoți pe toate, știi? Acum. Da. Înăuntru e zmeura și ciocolată. N-am mai mâncat niciodată așa ceva. Nu există loc mai bun ca aici. N-am mai gustat așa ceva niciodată. Îmi place foarte mult. Ne place foarte mult de Nini și merită nota 10 să meargă mai departe. Nini e cel mai bun om de pe nume. Îmi place laptele de cocos? Care bună! Bravo! Cu plăcere! Cum e stat tarta lui Nicușor? Noi l-am și la udare. Dacă nu vă place, îmi spun și îl cer, nu? Nu aveți de ce. Piureul de mamă mi-a plăcut cel mai mult și, de fapt, tot mi-a plăcut. N-am mai mâncat niciodată piure. Nicușor trebuie să câștige prova și urăm foarte mult. La final, copiii au mâncat absolut tot și mi-au cerut încă și de la mesele vecine să le mai aduc câte ceva. Mă bucur mult de tot că v-a plăcut. Te-ai umflat, băi, cum să nu te umfli? Acum ai burtica ca și mine. Eu am un bebeluș aici și tu ai burtica ca și mine. Băiete, mulțumesc. Aș vrea să mai vin la MasterChef. Îmi place de fiecare dată când o să avem excursii și o să venim la MasterChef. Eu mă bucur întotdeauna. Ionuț e foarte bun bucătar. Marian, omul meu... Un tip foarte, foarte simpatic. A fost frumos, chiar mi-a cerut număr de telefon, am zis să mă sun să mai vorbim. La un moment dat, Oli mi-a spus, zice, băi, am început să te iubesc ca pe sora mea. M-a impresionat mult. Au nevoie de dragoste, de afecțiune. Eu, una, îi mulțumesc Dumnezeu că am trăit într-o familie unită, într-o familie frumoasă. Copii, v-a plăcut mâncarea? Am fost foarte fericit, foarte, foarte fericit, pentru că știi că le pui în față o farfurie în care n-au gustat niciodată și pur și simplu te bucuri, te emoționezi în același timp. Mi-a plăcut la nebunie somonul. Somonul? Da, să dau un apoi timpul și mai somon. Deci pur și simplu n-au lăsat absolut nimic în farfurie, nici măcar o firmitură. Nu mă așteptam să fie atât de bun, chiar nu mă așteptam. Putem să dăm timpul înapoi să mai mâncăm o dată? Fetele în față, că sunt mai micuțe? Minunată. Pentru prima dată, după o probă, neștiind verdictul, sunt fericită. Cei patru copii de la masă au lins farfuriile, au fost foarte încântați, au lipit aproape toți de mine și mă întrebau de tatuaje, dacă m-au durut, ce reprezintă și le-am zis că viața mea. Mă dă răbârta! Cum a fost vorbesc? Am
mi-a plăcut prăjitura. A fost foarte fericiți. Și eu și mai fericită. Pentru că, nu știu, pentru mine a bucura un copil înseamnă foarte mult. Doamna cineva trebuie să câștige proba. Este o bucătărească foarte bună. Copiii sunt copii. Sunt niște suflete care nu aleg să fie acolo. Pentru care trebuie tratați ca orice alt copil, indiferent că nu are o familie. Sunt cititoare. E cititoare? De oameni? Wow. De oameni? Cum vine asta? Ia, explică-mi și mie. Cum adică cititoare? Sunt șef Sorin Montea și după cum știți deja îmi place ca munca mea să excelez în toate privințele. Atunci când gătesc, sunt exigent pentru a satisface cele mai pretențioase gusturi. În restaurantul meu, curățenia impecabilă a fețelor de masă este importantă. Evident, pot apărea multe pete dificile care sunt greu de îndepărtat. Pentru a mă ocupa de acestea, mă bazez pe capsulele Ariel Active Gel, care eliberează un gel de două ori mai concentrat. Ariel este aliatul meu perfect pentru rezultate impecabile în curățenie. Ce-mi pare rău este că nu am putut să stăm mai mult acolo, să petrecem mai mult timp cu ei. Pentru că pleacă și cu ceva în stomac, dar pleacă și cu ceea ce au văzut și ceea ce au trăit aici. Câți ani ai? 20 de ani. Da? Merg pe 24. Mulți înainte! Sunt foarte mândră că am avut ocazia să se servesc și să gătesc pentru ei. A fost foarte emoționant când am văzut că pleacă și mă pupă toți. Din toate zilele de la Masterchef, asta o să țin minte chiar toată viața mea. Până acum credeam că o să țin minte ziua de la Constanța. Dar asta a fost cea mai frumoasă zi din Masterchef care am avut-o până acum aici. Mi-au cerut autografe. Asta a fost cea mai tare. Și a spus încă nu se vede, nici măcar nu. Au dus hârtiuțe și am scris pentru fiecare și a fost emoționant. Toate fetele au spus, sperând așa, te rog frumos să vii să ne vizitezi după ce. Și am promis că să le vizitez. Chiar vorbeam și cu Mihai mai devreme și cu încă câțiva băieți că după ce se termină toată nebunia asta de Masterchef, facem rost de o mașină, cumpărăm niște ingrediente, mergem o dată pe lună să mergem. Pur și simplu doar să gătești. A fost o zi foarte emoționantă pentru toată lumea. N-o să vă mai fierbem de data asta. Cred că toți au pus dragoste, pasiune în mâncarea pe care au făcut-o. Fiecare grup de copii și-a susținut bucătarul în așa fel încât nu știu cum se va face de partajarea. Cred că e dificil. Cred că toți ar trebui să câștigăm. Avem o veste bună și o veste proastă pe care o vezi prima. Aia proastă. Pregătiți meniul de botez pentru fetița lui Mihai Petre. Vă notați? Da. Sau vorbesc de ce? Da. Notăm. Bă, ăsta nu mai e orez, mă. Asta e piure de orez, mă. Culmea ar fi să nu vă ajungă mâncarea. Aici nu-i cocina, băi. Mihai, da, șef. Mie mi se par că alții te conduc pe tine, nu tu, băi? Da, scoti, pănicușor, că arde bucătăria. Ne-am întors la Masterchef. Concurenții au terminat proba care le-a adus cea mai mare bucurie de până acum. Au folosit ca la carte cele mai bune ingrediente pentru ca oaspeții să nu lase nimic în farfurie. Acum să vedem ce se mai întâmplă în bucătărie. Avem o veste bună și o veste proastă, pe care o vezi prima. Aia proastă. Urmează o probă foarte grea. Cea mai grea de până azi. Cea bună? Vestea bună este că fiind atât de grea, avem nevoie de voi toți. Copiii au plecat mulțumiți. Nu va fi nimeni eliminat. Bravo! Proba aceasta, foarte grea, va fi pe echipe. Prima echipă o să fie făcută de Mihai. El va fi capitan pentru că are avantajul probei precedente. A doua echipă va fi condusă de cel care ne-a impresionat astăzi puțin mai tare decât ceilalți. Iar acesta este Traian. Spre surprinderea mea am câștigat proba cu copiii, nu mă așteptam să se întâmple lucrul ăsta. Nu l-am auzit când au pronunțat numele meu, m-a luat prin surprindere. Mi-am dat seama că de fapt nu e o bucurie și o responsabilitate foarte mare și o presiune foarte mare. Mihai, aleși primul. Vlad. Rareș. Messi, zic eu. Tu ai văzut ce atitudine au când își zic echipele? Nicușor. Victor. Gina. Moroșan. Strategic, așa. Bogdan. Ioana. Ana. Nini. Ionuț. Ce este de râs?
Nu, mă gândeam la, la jocul ăla, la dame, așa, că ai de ales și cum faci permutările, cu cine rămâi. Ultimii aleși, practic. Deci să înțeleg că după tine sunt cei mai slabi? Nu, șef. Nu cred că au ales în bază la cunoștințele în bucătărie. Cred că au ales în baza prieteniei. Și cum eu nu sunt prietenă cu nimeni, am rămas ultima. Mihai, unul, Traian, unul. Haideți. Vezi în cine iese un stoc mai ca lume. S-au umflat mușchii pe tine. M-a deranjat, nu ți se pare normal? Știi cum e? Cel mai prost din curtea școlii. Hai și tu, dar stai în poartă, știi? Așa am fost și eu. Hai, bonus. Nu o să ajung bonus ca Nicoleta. Iau-mă pe ei, da. Incredibil. Wow. O să te sfătuiești deja cu echipa. O să vă sfătuiești cu echipa. Aida. Nu eram decis pe cine să aleg. M-am întors către echipă și ei mi-au spus să aleg pe Aida. Și pe Aida am ales-o. Era o chestie din egal așa, pe care le alegi. Era Aida, care tot timpul pune probleme. Următoarea alegere a fost a lui Mihai. Și din fericire pentru mine a ales-o pe Aida. Nu am nimic cu ea, nu. Dar nu suntem pe aceeași unde să spunem. Și atunci nu, nu am interacționat. Mulțumim, noapte bună. Bun venit în cantonamentul unei bucătării de 5 stele, într-un hotel select din centrul capitalei, la un eveniment festiv. Veți afla pe propriile puteri ce înseamnă să n-aveți timp să respirați. Trageți aer în piept de pe acum, deoarece astăzi pregătiți meniul de botez pentru fetița lui Mihai Petre. Wow, eu când am aflat că vreau de botez Mihai Petre, mi s-au dat picioarele în plutău. Am zis, frății, că am pus. Pentru invitații lui Mihai Petre, vă închipuiți cam cine ar putea fi aceștia? Nume de marcă, vedete, pe scurt, lume bună, competenți. Veniți aici cu un singur scop, să se simtă bine. Ne-am văzut în viața mea o vedetă față în față. Vă dați seama că am foarte mare emoție pentru acest eveniment. De aceea, tot ce punem pe masă trebuie să se ridice la acest tip de așteptări. Nu credeam că o să gătesc vreodată într-un hotel de 5 stele. Greu ajunge să lucrez. E ceva unic pentru mine. Echipa care pierde va intra în următorul test sub presiune, în care vom elimina cel puțin 2 concurenți. Pentru că vă aflați la mine pe teren, vă rog să respectați acest loc, dar cu cartonașii roșii, dacă nu respectați igiena, ordinea și atmosfera de lucru. Nu cred că am pus să ajung la Howard Johnson în bucătărie. E ok, măcar cu amintirea că am gătit aici, dacă ies să ies, măcar cu atâta să rămân. Fiecare timp mort naște panică. Fiecare gest individualist este un risc mare către eșec. Gândiți pozitiv și în echipă. Suntem cu ochii pe voi. Totul trebuie să fie impecabil. În final vreau să auzim aplauze. Așa se obișnuiește în această bucătărie. Așa că atenție mărită, pentru că o să vă demonstrăm ce aveți de făcut. Amuzbuș, creveți panko cu paste Singapore, lou de somon cu brânză și cu icre de somon, pepene cu brânză și maracuia. Toate în chineză, nu înțelegeam nimic, nimic, niciun cuvânt. Starter, terină de foie gras, spumă de zmeură și ciarnei de gutui. Preparatele din meniu au denumiri pe care eu nu le-am auzit în viața mea. Nu mi-aduc aminte nimic. Peștele. Somon, orez prăjit, sparanghel proaspăt, sos de fructe de mare. Când șefii au început să înșire meniul, am zis, mamă, dar îl termină astăzi sau? Felul principal. Piept de rață, cartofi macher, ciuperci, gălbiori, baby morcov și sos casis. Piept de rață cu cartofi și un sos. Și roșii sherry. Acum noi vă vom demonstra tot meniul. Hai! Mi s-a părut foarte tare bucătăria de la cantină. Mi s-a părut foarte tare bucătăria de pe vas. Nu se pot compara cu bucătăria de aici. Sală. E lungă cât tot hotelul. Începem cu amuzbușul numărul 1. Mihai, da. Vezi că pe masa acolo ai un pepene, brânză și mai aracuia. Adu-le repede încoa. Până atunci, astea sunt pastele de orez. Bagă-te în spate acolo, vezi că ai un raft și pe raftul ăla o să găsești un castron. Vreau apă rece. Deci numărul 1 e așa. Îl vedeți? Simplu ca bună ziua. Brânză ruptă. Maracuia. Deci ăsta este primul amuzbuș. Acum ne apucăm de somon. Pe brânza asta putem să o facem cu ce vrem noi. Boia, iute, dulce. Treaba asta se amestecă bine de tot. Și cu boia, nu? Asta trebuie să-l tăiaș și puțin mai mare, pentru că intră în umplutură, da? Da. Și acum îl rulăm. S-a terminat. Acum haideți să facem și numărul 3. Singapore noodles și cu creveți panko. Pe burtă îl crestați de două ori și îl înțepăm prin coadă.
Îl vedeți? Ăsta este crevetele. Ăsta îl dăm prin făină. Făină, ou și pesmet. Ăsta este pancul. Aveți friptoieză acolo, le prăjim. Aveți grijă să nu mi-i bronzați. Bun. Peștele. Nu-i dați sare, nu-i dați nimic, nu-i dați decât ulei pe placă. Eu am pus mai devreme ulei, da? Cu pielea în jos. Hai să ne pregătim de orezul prăjit acum. Ulei de susan, da? Să nu care cumva să exagerați cu el. 38 de minute, abur copt, 160 de grade cuptor. În orezul prăjit nu puneți sare. Absolut deloc, pentru că o să-l stingem cu soia. Sparanghelul. Îl blanșați. În momentul în care îl simțiți că e aproape gătit, îl scoateți în apă cu gheață. Deci, astea sunt fructele de mare. Le prăjim. Ceapă usturoi, da? Formă o să băgăm niște smântână dulce, niște șofran. Astea doar foarte puțin prăjite, pentru că o să le punem în sos după ce îl blendăm. Ăsta e sosul. Ce vă rog eu, să-l îngroșească puțin amidon. Orezul prăjit, sparanghelul, somonul și sosul vin la aceeași farfurie. Sunt multe, multe de făcut și trebuie să făcute toate odată și trebuie să arate într-un anumit fel și este greu. Terina de foie gras, ok? E un pic mai diferită față de terina pe care voi o știți cu toții. Nu se pune într-o formă, nu se lasă peste noapte, nu se lasă la fier prea mult. Să o facem la subit. Să trească să o gătim la 58, maxim 60 de grade, timp de 30, maxim 35 de minute. O să trească să urmărim toată povestea asta, să nu se spargă grăsimea și să rămână fiartă, ok? În primă fază, o să trebuiască să devenăm foie gras. Ați mai devenat foie gras până acum? Nu. Vedeți toate venișoarele astea de aici? Astea trebuie scoase, pentru că altfel rămân între dinți. Cel puțin o persoană o să trebuiască să stați aici, să faceți nebunia asta, o să vă ia cel mai mult timp, da? Luați ficatul, așezați într-o tăviță. Aveți așa five spices, nu foarte mult, coniac, doar îl stropiți un pic, da? Dăm înainte cu gutuia, da? Tăiați cuburi, zahărul e aici și puneți zahărul cu gutuile în același timp, da? Chili, nu mult, foie gras, amestecați să fie uniform la gust și îl vărsați aici, în mijloc, și vă apucați să-l rulați. Așa, și o să mergem cu ăsta la sous vide, da? Când îl vezi, făcându-se ușor. Să vedem când o să-l facem noi, dacă nu-mi schimb părerea. L-ai folosit asta? Nu. Nici. Bun. Haideți? Da, aveți asta sous vide, le aruncați în apă, da? 40 de minute, da? După ceas. Cea nu este gata și ăsta, un pic mai crocant fructul, să nu se caramelizeze de tot. Nu o să puteți serviți asta fierbinte, asta trebuie servit rece. Următoarea pe listă, smeura proaspătă, folosim blenderul, facem un piure, da? Și să folosim toppingul ăsta de smeură. Asta trebuie să fie acrișor, da? Nici de cum dulci. Temperatura stă cineva mereu cu temperatura în ăla, da? Acum trebuie să așteptăm foie gras. O să vă rog toată atenția acum la Sorin, cât mai am el la de așteptat 18 minute, să vă arate deja din preparatul lui, da? Cratiță pentru rață, sunteți atenți. Bol cu apă și cu gheață pentru morcovi. Aici vom face rața. Rața fasonată, da? Îndepărtăm surplusul de grăsime, un pic restată pe parte. Pentru sos, vă notați? Da. Sau vorbesc de ce? Da. Notăm. Bun, sosul, da? Zahăr un, coacă-se, triplu sec, lăsăm să se evapore, da? O fac cantitate mică acum, voi va trebui să faceți pentru 180, da? Rața, da? Cu pielea în jos, un cățel de usturoi, acum demi-glas, la sos, da? Am început să fierbă apa, da? Uitați-vă la morcovi aici, da? El va trebui să fie așa curat, da? Nu-i fierbeți mai mult de câteva minute. Sare mare, da? Pentru rață. Aici punem puțin sirop de casis. Nu uitați, rața, cam 10-12 minute, da? 180 de grade. Vreau să o verificați. Bun, haideți cu rața asta în cuptor. Este deja deschis 10 minute, da? Pentru ciuperci, gălbiori, da? Avem cartofi, gălbenuși de ou, parmezan, piper. Aveți grijă cu sarea, că punem parmezan, da? Foarte puțină sare. Ulei de măsline, usturoiul, cățel întreg doar zdrobit, da? Îi stoarceți, bine de apă, da? La ăsta punem rozmarin. Nu exagerați cu rozmarinul, da? La fel, sare, piper. Bun, la sfârșit, puțin unt. Dar numai la sfârșit să nu se ardă, da? Vedeți pe culoare au, da? Bun, ăștia sunt gata. Bun, punem amidonul. Aveți grijă cu amidonul, nu îngroșeați foarte mult sosul, da? Foie gras, gata. Luăm de aici, îl trimitem în spate, da? În momentul în care v-ați apucat să-l faceți, îl mai trageți în folie de plastic, îl turnați direct în pungi mari și le fierbeți în pungi mari, vidate, ok? Asta pleacă acum, se închege. Bun, am făcut sosul, da? La sfârșit de tot, punem la fel puțin unt. Cam așa trebuie să vă arate sosul. Nu-l dați dacă este foarte gros. Între timp, avem roșiile, da? Puțin ulei de măsline, sare, țin piper, vodcă, da?
Astea la fel în cuptor. Deci, aveți rața în cuptor, cartofii aveți în cuptor, ciupercile sunt gata, sosul este gata. Aveți grijă cum vă coordonați, nu face toată lumea un singur lucru, restul stau și se învârt ca o găină beată prin bucătărie. Vreau să serviți cald totul, da? V-am făcut un meniu în așa fel încât ați făcut, puneți în gastronoame, după aceea intră totul la cuptor. Rața va trebui să dați jumătate din ea la porție. Să fie roz, să nu umpleți farfuria de sânge. Cartofi, ciuperci, baby carrots, roșie, sherry, rață și sos, da? Dacă să mă întrebe cineva ce meniu avem, nu am voie să discut despre acest meniu, fiindcă trebuie să discute cu șeful de echipă. Meniul este fenomenal. Deci am gustat din preparate, sunt extraordinar de bune, 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 bune. Chiar foie gras nu mâncasem niciodată, dar în combinația asta e super, super, super. Aveți 4 ore până vin primii invitați. Atenție, arde foarte tare, da? Sunteți gata? Da. Da. Mă, sunteți gata? Da! Gătiți! Cred că este mai mult decât mi-aș fi dorit eu, dacă un simplu amator. Clar este apogeul să intri, să ai acces într-o bucătărie de 5 stele și să gătești pentru atâtea vedete într-o singură seară. Ne-am încredințat, nu? Să gătim pentru așa un eveniment deosebit. Botezul Mihai Pet, noi trebuie să facem totul la 4-a acest film. Ești responsabil pe tot ce face echipa și e un lucru riscant, însă dacă șefii m-au pus, trebuie să nu dezamăgesc la acest eveniment. Eu, un capitan bun de echipă, cred că va reuși să ne conducă spre victorie. Eu o să mă duc la toți. Eu propriu-zis numai cu numai decât vă ajut pe voi și vă spun ce trebuie să faceți, bine? Am încercat să aleg băieții pentru lucrurile mai grele și mai rapide și fetele le-am lăsat la legume. Începem cu starterele, ce înseamnă somon și toate astea. Da, brânzică. Așa, și două persoane la foie gras. E o onoare imensă să depun pentru botezul fetiței lui Mihai Petre. E o onoare imensă să port geaca de bucătar. Deci, e superb. Dacă pot să spun, e un vis frumos, nu aș vrea să mă trezesc din el. Suntem mândri toți, atât eu cât și colegii, că suntem aici și sper să facem treaba. Ideea este următoarea. Uitați-vă, stați 4 inci, 5 inci degeaba. Orice faceți de bine făcut. Mihai, tu i-ai pus pe toți, da, pe hârtie fiecare ce face. Da, da. Eu fac pieptul de rață. Mihai, pieptul de rață, da? Nu termin niciodată. De rață, da. Deja de când am intrat acolo, începe să-mi gândească inima piept mult mai tare. Încerc așa să nu fiu copleșit și de situație, de emoție, de responsabilitate, de tot. Domnilor, ca să puteți lucra, trebuie să aveți ordine pe masă în jurul vostru. Altfel e dezastru. Noi avem mai un pic mai avantaj decât cealaltă echipă, pentru că mai știu că mai lucrase cu Maria, știu cum lucrează ea și mai ales și mai au și pe Ana. Nu poate să mișcă foarte repede și nu rezistă la mirosul ceva cu mirosul foarte puternic sau mai ținat un pic. Îl iei bucată cu bucată și tu ești dacă este venă și o scoți, da? La mizeria o aruncăm aici. Și este emoțional numai când ne gândim pentru cine gătim. Deci clar trebuie să ne facem de râs. Acei oameni vor gusta din preparatele gătite de noi. E mare lucru. Aida! Da! Ce faci? Ardei! Dar vorbește cu mine când te-a pus să faci ceva, ți-am zis. Dar ce-am zis să-mi faci? Nu i-ai făcut ce? Ai noștri unde sunt? Unde sunt ai noștri? Sunt iuvetă, trebuie să-i spăl. Nu, no, ăștia care-i spălat, îi dai la Victor să-i spăl. Tu ori faci, nu ori faci el. Păi tu spale, dar tu ascultă-mă, tu spale și ăștia dai la Victor. Cum ai să disperai? Mi-am trebuit caseta, în ce-i pun pe ăștia? Tu îi speli pe ea. Așa, ce ai? Sunt întregoată. E foarte, foarte agitat. În momentul ăsta trebuie să fii calm, să ai mintea limpede. Nu trebuie să te isterizezi și să faci tot felul de prostii prin bucătărie, să te primi dincolo încolo. I-am dat ceva să facă, trebuie să execute. El a interpretat greșit. Se gândește că poate vreau să fiu eu șef, dar nu mai e intenția mea. Vreau să mă asigur că totul e ok. Ai dat să nebun, eu. Deci, crede-mă, e nebun. După aia, după ce-i speli, tăiați amândoi și tu și Victor și spui cum vrei să-i tai. Julien, ține, că dacă îi tăiem amândoi, nu tai într-un fel. Bine, dar nu te mai ambala, gata, cal. Și nu ies la fel. Bine, dar de asta am zis că unul trebuie să fac. Îi faceți amândoi că nu mai avem timp, ascultă-mă. Ce tu comentează cu asta? Ce comentează Aida? Păi Aida, din câte se vede, nu prea are chef să mă asculte ordinele. Eu am fost pus aici șef și trebuie să mă comport ca atare. Ce tu, dar nu te mai... Ho, calm! Ce Dumnezeu tu tai? Că ta-ți pierd picea de mă disperi deja. Dai un pic, lasă-i acolo. Deci tu...
Eu ce fost în locul meu, când începem a bongălăi odată. Ascultă-mă două secunde, te rog frumos. Nicușor se ocupă de asta, am dat să facă. Gata cu foie grau, vine și face rețeta. Păi da, dar trebuie să pierd și răciți între timp. Cât el termină, ăștia sunt pierd și au timp să se și răcească. Când e vorba că trebuie să dai de mâncare la 180 de persoane și nu orice fel de persoane, încerci să te miști mai repede, încerci să depășești limita aia care o ai. Asta fac și eu în fiecare zi, încerc să mă depășesc. Orunzi, ai făcut la noi? Încă nu. De ce nu? Da, tu, deci tu ai cheie să mă enervezi acum? Tu ascultă ce spune să faci și calmează-te, că eu răs responsabil. Bun, ok. Bun. Da, mai dar câtă? Jumătate de sac. Jumătate de sac. Avem nevoie pentru orez pentru 200 de persoane. Hai mă, las-o că se descurcă, n-ai nevoie de hartă. Marie. Hai, frate, trebuie să-ți zică pentru 200 de invitați, dar parcă tu nu știi că 200 de invitați. Mi-a scopus Aida cartofi la fiert. Cum se pune, bă, omule? Nu, încă nu, bă. Traiane, da, șef. Nu o să-ți ajungă orezul, sub da, șef, mai bag acum. Traian, Mihai, da, șef. Tot am plasul, trebuie să fie gata până la ora 7. Nu vă apucați după aia să gătiți. Nu vă cartofi la fiert, nu vă da absolut nimic. Ai voi știi unde sunt cartofii, Traian? Să le la spălat. La spălat, nici până acum nu i-a spus la fiert. Domnilor, o să vină timpul serviciului, nu mai aveți timp atunci. A fost un haos total. Atmosfera era destul de tensionată, toată lumea se lua cu mâinile de cap, nu mai știau care încotro, care să facă dressing-ul, care să spele salata, ce ne facem că nu avem cartofi și așa mai departe. Nini, tu pasta le mănânci? Nu știam înainte. Picu, dacă... Și de ce să le dai la oameni? Ce-i? Mihai! Da, șef. Mutați cartofii pe plitele mari ca să fiarbă aici, pe inducțiile astea, dita mai oala, nu o să-ți fiarbă. Ce, mă? Ocupă-te de rastă repede. Cum? De rastă repede. De ce? Rastă, rastă. Băi, frate, da. Azi. Tradu. Mare atenție, la cantități. Culmea ar fi să nu vă ajungă mâncarea. Nicușor, zi. Lasă astea acum. Așa? Locul ăsta, dai față la toată carnea. Hai! Hai, Nini, hai, tatu. Traian, tu ai gustat orezul ăsta? N-are sare, n-are nimic, doar fiert, fără sare. Lasă asta. Crezi că e ciungă deja? Ăla arată bine, ia uite-l pe ăla. Băi, ăsta nu mai e orez, mă. Ăsta e piure de orez, mă. Hai, faceți alt orez, eu pe ăsta n-aveți ce să faceți. Orezul nostru este pilaf și trebuie să luăm de la capăt, ceea ce înseamnă o presiune pentru noi. Traian se implică foarte tare. Mergem la fiecare. Mihai e copil. Atât zic. Gustă orezul, îți spun eu din start, nu e ok, nu poți să-l dai afară, trebuie făcut alt orez. Orezul ăsta? Da. Știi care e problema? El fi mult, compact, continuă să fiarbă. Dar nu e ok, a fi cum s-o ocupa de el, extraordinar. Mihai! Da, șef. Mie mi se par că alții te conduc pe tine, nu tu, băi? Da, da. Nu, da, da, că așa este. Așa e. Mihai e pierdut. Mihai nu știe pe ce lume e. Se învârte de colo-colo, încearcă să dea sarcini la oamenii lui, dar nu prea iese. Traian, în schimb, e chiar foarte bine organizat. O să faci altul orezul, că e prea fiert. Să-mi zici că e prea fiert. Mihai! Da, orezul! Acum! Cine trebuie să controlează asta? Eu? Mă interesează, Victor, tu ești... Eu, șef, eu. Tu ești. Dacă nu ești în stare să fii lider... Ba, sunt, șef. Atunci o să te controleze alții pe tine și tu o să pleci acasă. Simplu ca bună ziua. Nu. Victor a tăiat 20 de ardei. Hai, bă, mișcați-vă, bă! Nu mă, nimic, gata. Se întoarce de două ori carnea, maxim de patru ori. Cu tare, dracu, subțire, dacă ți-am spus să-i tai subțire. Vin invitații, n-avem ce să le dăm. 7 și 5. Nu știu dacă vom fi gata sau nu, habar nu am, nu știu. Sunteți din nou la MasterChef într-un spațiu cunoscut din sezonul trecut. Casa Dulce Casă a lui șef Scărlătescu, bucătăria hotelului Howard Johnson. Printre concurenți, tensiunea crește rapid și direct proporțional cu ceea ce va urma. În curând vor călca pragul restaurantului peste 180 de invitați, preponderent vedete cu mari pretenții și așteptări. Miza este, prin urmare, uriașă. Revenind la regulament, echipa pierzătoare va intra la testul sub presiune, unde cel puțin 2 oameni vor pleca acasă. Sună dur, dureros de dur, dar credeți-mă, face bine calității. Întindeți foi de somon, încep să torni, le faci pe toate, păi așa terminăm mâine. Înțeles. Băi, vă știți fie de ceas sunt? La ce oră vin clienții? Peste o oră jumate. Și termin? Ai făcut 3, de ce? Să fac tot posibil să termin. Nu-ți poți permite să dai în bar. În primul rând că nu ai backup. Nu e să zici că ai stricat-o și vin alții în urma ta și repare aia ce ai stricat-o.
Plus că e miza foarte mare. Bogdan, când mai la 7 începe servisul și sunteți terminați, domnilor. Încercăm să ne grăbim. Mișcați-vă. Da, șef. Mihai, cine a pus orezul ăsta aici? Eu. Ia vină un pic. Un etap asta aici? Ți-ți place ce? A, nu, eu am luat, dar asta n-am făcut. Păi, oameni, vouă vă place ce aici? Strâng eu, dar nu-i las. Aici nu-i cocină, băi, chiar în aici. Nu e cocină, e bucătărie. Da, șef. Trufel e copleșitor, cred că pentru fiecare dintre noi, dar nu stăm să ne gândim foarte mult la lucrul ăsta. Trebuie să facem tot posibil să iasă bine. De două ore tai ardei. Băi, ăștia sunt trei ardei. Nu știu, frate, nu mă întreba pe mine că nu știu. Dar eu nu fusesem mai mult de jumătate de oră acolo. Și m-am simțit așa, zic, ia uite-mă, frate, pe bune, alerg în sânga și întreb, tot de mine se iau, dar de ce de mine? Victor, tai ardei de două ore, de la ora 3, de două ore jumate, n-a reușit să tai ardei. Dacă n-ajunge orez pe farfurie, e problema voastră, da? Pe meniu scrie clar, orez, altfel, acasă. Da. Tu te și pune la șef, clar, șef Sorin, de unde se dea orez? Mihai, în general, are o mică problemă, se enervează și se panichează. Dacă nu s-ar panica, ar fi și mai bine. M-a trimis Mihai la noastră să-mi spuneți... La mine, eu doar am spus lui ce faci tu de două ore jumate, atâta tot. Nu ai ce să vorbesc eu cu tine. Șef, de unde se fără să dorezi? Poftim? De orez, de unde se fără? La piață. Frate, te duci și cerșești orez în piață la Roman. La piață, este treaba ta să controlezi, Mihai. Da, șef, mă jur că n-am umblat la temperatură exact. Ce se frate? Băi, omule, l-ai pus, nu vezi că t-ai pus orez în aceeași tabă, e normal. Tu de jumătate de oră de când am intrat noi în bucătărie, nu mai faci nimic, stai cu mine în șol și pufoi. Ți se pare normal ca tu, dacă lucrezi pentru mine și strici 30 de kilograme de orez, să-ți dau altele? Ba, la bici pentru tine, Traian. Deci n-am soluție la asta. Dacă nu mă ajută cineva, sunt mort. Plecați acasă dacă nu înțelegeți. Hai, bă, mișcați-vă, bă! Am nevoie de amuz bușurile alea. Ce faceți? Trebuie să câștig respectul lor ca să meargă bine. Trebuie să mă impun. Oamenii te-au luat toate, toate legumele. Da, eu le-am n-am zis. Ardei, n-am niciun fel de legumă. N-are nicio legumă. Și acum ți-ai dat seama, Traian? Nu, acum noi mai avem o oră și ieșim afară cu mâncarea? Ce facem? Știu, frate, eu... Traian, da, Victor, șef. Eu zic așa, vă așezați frumos la o cafea și stați și discutați. Deci sub masă i-am lăsat, eu am făcut jumătate. Au făcut picioare, mă, ardei. Au fugit ardei. Deci eu i-am făcut jumătate. Au zis, decât să mă ia ăștia din, de la albaștri, mai bine bevadăm. Băi, pentru ce tai tu usturoi, mă? Oh, shit. Băi, Mihai, tu nu vezi ce-ți face ăsta în spatele tău? Ce faci, Nicușor? Uită-te la Nicușor ce face. Zdrobit. De ce s-a zdrobit? Păi, ți-am zis că ești pe din afară? Dar am să ți controlezi fiecare ce face, să fii cu ochii pe el. Da, dacă nu e în stare, iei pe altul, pui în locul lui, îl trimis să curățe chiar tot. Creveți ai curățat și pe spate și pe burtă? Tu te speli pe mâini doar pe singură parte? Dar gutuile tale nu sunt pe foc, somonul nu e gata. Vreți să începem să facem noi, să gătim noi pentru voi? Mihai, vrei să facem noi treabă pentru nu, voi? Nu, șef! Ne luăm și șorțurile, ne punem la tocătoare și facem noi trei singuri toată masa. Nu, șef! În două ore și jumătate, Mihai, Victor a tăiat 20 de ardei! Victor! Da, mă, 20 nu! 20 de ardei în două ore și jumătate! Nu, mă, nu, a băgat și orezul, auzi! Mihai, și pepenele tău unde? Le-am spus acum să le taie. Acum? Păi dacă-l tăiam dinainte, șef, să vestejea, nu-i... își lăsa toată... Ai auzit, mă, de folie de plastic, ai auzit? Eu zic să... De cameră frigorifică, ai auzit? Da. Să-i dai tot lui Victor să staie pe pepenele, că poate până la ora 8 seara reușește să-l taie. Nu, șef, am pus-o pe poate, poate poți să-l rogi pe Traian să-și dea din pepenele lui, că lui e gata. O să le facem toate la timpul lor și să le servim tot timpul proaspete. Spre deosebire de cei albaștri care am văzut că deja au tăiat pepenele, au făcut, eu să veștejească când o să-l, până să-l servească, în fine, treaba lor. Infartul e gata? Nu, nimic gata. Somonul nu e gata, da? Da. Ia mai repede atât, nu o să se miște. Hai, Ioana. Bun, ai ajutat-o într-un mare fel. Da, asta pot să-i spun și eu, nu pun mâna să o ajut, da? Am înțeles. Hai, Ioana, mai repede. Te și rog frumos, mai repede, Ioana. Băi, omule, nu se mișcă nimeni. Uite, ăla stă de 3 ore, o arde aiurea. Ăsta taie niște gutui, nu mai știe dacă mai are de pierd la foie gras sau nu. Păi nu aveți foie grasul la blaștilor? Nu o să scoateți nicio farfurie în timp, Mihai. Spre deosebire de ei, nu l-am văzut pe Mihai să pună mâna pe un cuțit sau să încerce să ajute. Asta înseamnă un om în minus. Lucru care eu am făcut de la început, am pus mâna pe orice a fost de făcut. Acum a făcut că trebuie să-mi scot foie grasul, să-l trimit la rece, să înghețe ca să pot să-l servesc în timp. Mihai, da, a venit orezul. Dacă și pe ăsta greșiți, ați peștelit-o. Victor, deși pe orezul.
Da. Acum? Da. Mihai, ca șef, pe mine m-a mulțumit, dacă pot să spun așa, pentru că a spus scurt și la obiect, du-te fă aia, du-te fă aia, du-te fă aia. Băi, așa prăjit, mă, Sorin? Așa. Băi, Sorine, tu așa ai prăjit pieptul ăsta de rață, l-ai întors de 7000 de ori? O singură dată. O dată pe parte, o dată pe parte. Băi, acolo e crud, uite. Da, bă, trebuie să-i faci crustă, mă. Ce ți-am zis de crustă? Da, dar Mihai doarme. Mihai, ce secund. Ai zis că are încredere, Nicușor. Băi, omule, trebuie să-i dai crustă pe partea cu pielea. Cu pielea, Nicușor. Băi, Nicușor, se întoarce de două ori carnea, maxim de patru ori, dacă e muș de vită. Da. Da, ce? Da, Stefan, uite. Băi, Nini, da, nu te deranjează? E de la echipa cealaltă. Da, bă, dar te lasă aia foc, să nu pui mâna pe el. Dacă mai ai foc, nu aici, ce făceai? Nu te deranjează, nu te deranjează? Echipa aia cealaltă. Dacă mai ai foc, ce făceai? Te uita la foc, ce ai stinge, te dați, mă, mânuși, unde sunt mânușile? El a frecat-o până acum, a făcut 5 creveți. Ai două fete care stau și fac legume. Ai nevoie de creveți urgent. Într-o jumătate de oră trebuie să prăjiți. Creveții trebuie să ne curățați, sunt trebuie. Da, ca să vezi cât de... I-ați văzut? Nu știu, o să o încurce.